tot merge cum totul merge conform planului, numai victorii. Ah. Ești mulțumit de cum se prezintă echipa? Să lăsăm după ce că am jucat cu Dinamo și cu echipa civilă de formare, care să vă convins că va avea mai multe de spus în campionatul român decât ceea ce a arătat împotriva noastră sâmbătă. Peste plan pot să spun că suntem la accident. Avem 6 jucători accidentați, dintre care 3 operați. Dar așa e în sport și în special când dorești să faci performanță. Nu tot timpul, în ultimii ani am observat că nu tot timpul se întâmplă așa cum ne dorim. De acesta n-am reușit să creăm o echipă mai solidă din toate punctele de vedere, fără să fie ceva ca număr. Și pot să spun că sunt mulțumit de victorii, bineînțeles, mai puțin de cea cu Dinamo, care, pe cum și doamna face aici, a spus atât de jucătorul nostru, nu a fost cea care putea să fie. Dar să sperăm că în meciurile care vor veni, și în special în primul meci care să avem cu Miercurea Ciuc, cu echipa din partea mea de vedere, destul de periculoasă dacă nu te pregătești cum trebuie. Mai ales că eu am trecut de factorul, să spunem, necunoscut. Le cunosc destul de bine, dar trebuie să vadă că am jucat deja pe ei. Plusul cel mai mare pentru începutul de campionat, pot să spun că vine din partea copiilor. Mario Lazar chiar ne-a surprins pe toți la Sibiu cu combativitatea pe care a avut-o în mingile câștigate și modul lui de a vedea, să zic, primul impact în divizia. Să sperăm că o să fie un caz singular. Ne așteptăm și de la Ciociu și de la ceilalți.